La un moment dat, Domnul călătorind prin satele Palestinei, a exprimat lucrul următor. Vulpile au bizuini și păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Era o constatare a faptului că ca om era greu să-și găsească odihna pe acolo pe unde călătorea, înțelegând acel cuvânt că într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și termenul cheie pe care l-aș și exprima aici este cel de odihnă. Și el, Domnul, în misiunea sa deosebită, avea nevoie să se odihnească și să fie odihnit. Și totuși, se vede că a fost cineva în lumea aceasta care l-a primit pe Domnul cu toată ființa sa și l-a odihnit de plin. Și acel cineva este Fecioara Maria, Maica sa. Înțelegem lucrul acesta din tot ceea ce a însemnat în viața Domnului Hristos. Dar acum mă voi referi în mod deosebit la câteva versete din Psalmul 131. Psalm care este foarte prezent în slujbele sărbătorii de astăzi și ne indică tocmai această pistă, acest culoar de înțelegere a Maicii Domnului, cea care îl odihnește pe Domnul. În Psalmul 131, începând cu versetul 7, David spune lucrul următor: scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Că Domnul și-a ales locuință Sieș Sionul. Aici mă voi odihni în vecii vecilor, aici voi locui. Este vorba de o profeție pe care părinții bisericii au interpretat-o ca vorbind despre Hristos în legătură cu Maica sa, Maica Domnului. Chivotul acesta al sfințirii nu este altceva sau altcineva decât Maica Domnului. Și reiau încă o dată cuvintele în această asociere, în această suprapunere. Domnul și-a găsit locuință, Sieș în Sion, Sion care este Maica Domnului, chivotul său. Și-a exprimat și-a proclamat cu tărie: aici mă voi odihni în vecii vecilor, în Maica Domnului. Și-a găsit odihna. Maica Domnului a fost cea care l-a primit cu toată ființa ei, într-un fel arătând ceea ce omul trebuia să facă și n-a făcut. Așadar, termenul cheie pentru meditația de astăzi în ceea ce o privește pe Maica Domnului este tocmai acesta, odihna. Maica Domnului l-a primit pe Domnul și l-a odihnit pe Domnul în tot ceea ce a însemnat ființa ei și comportamentul pe care îl presupune în consecință. Acum, lecția practică pe care mi-aș dori-o pornind de la această înfățișare deosebită a Maicii Domnului, aș vrea să fie ilustrată în această direcție. Și voi porni de la un exercițiu foarte simplu, de etimologie, de înțeles, de înțelegere a acestui verb, a odihni. În primul rând, când vorbim despre odihnă și a ne odihni, înțelegem că e nevoie să ne refacem. Printr-o perioadă de relaxare, care poate să fie însoțită de somn, ne refacem în sensul în care să o luăm de la capăt, dimineața sau după o oboseală foarte cruntă. Așadar, primul sens al cuvântului este acel de a te reface, de a ne reface. Al doilea sens al cuvântului, a odihni sau a ne odihni, înseamnă a ne liniști. A ne liniști dintr-un ritm alert, dintr-o stare nepotrivită cu ceea ce noi avem de făcut.
În al treilea rând, a odihni înseamnă a sprijini pe cineva. Ai oferi brațul tău, ai sta alături, a nu-l lăsa singur în întâmplările pe care le are de traversat. Un al patrulea sens al cuvântului a odihni înseamnă a adăposti pe cineva. Ai oferi un spațiu în care să se simtă bine. Ai oferi un loc de tihnă care să îi ajute persoanei respective să se reconfigureze și să pornească mai departe. Iar cel de-al cincelea sens, dintre cele mai evidente, când vine vorba de a odihni și a ne odihni, este acesta, a ne găsi locul. Și e foarte important, sau cel puțin la fel de important ca toate celelalte precedente, să ne aflăm locul în lumea aceasta și să avem o viață împlinită, tihnită. Așadar, din oricare aceste cinci perspective am putea să înțelegem rolul Maicii Domnului de a-L odihni pe Domnul, de a-I se face disponibilă, de a-L primi cu toată ființa sa. Acum, acest principiu, această înfățișare a Maicii Domnului, voi încerca să o argumentez pe patru direcții, pornind de la cele patru virtuți esențiale ale Maicii Domnului, care ne sunt cunoscute și pe care le-am pomenit în multe rânduri. Și această ilustrare aș vrea să se prezinte în această formă, eu și ceilalți, pentru că este nevoie de a ne reașeza noi în fața noastră, noi înșine, dar și noi în fața celorlalți. Și care sunt cele patru virtuți vizibile, cunoscute ale Maicii Domnului? În primul rând, ascultarea, apoi smerenia, discreția și blândețea. Ei, toate aceste patru virtuți le voi trece prin filtrul acestei înfățișări a Maicii Domnului, ca cea care aduce odihnă. Și ca să mă înțelegeți și mai bine, voi face și această paranteză. E atât de minunat în viața noastră când întâlnim un om în preajma căruia ne simțim foarte bine. Asta înseamnă ca cineva să te odihnească. Când ne întâlnim cu un om în fața căruia nu trebuie să ne fandosim, nu trebuie să ne prefacem, nu trebuie să ne arătăm altfel decât suntem, ci pur și simplu suntem primiți cu maximă generozitate, nu doar în spațiul fizic pe care El ne-l oferă, ci mai ales în spațiul lăuntric, în inima sa. Să te simți liber, să te simți prețuit, să te simți iubit, să te simți bine în preajma celui care te afle. Și când afli un astfel de om, îți vine să nu te mai duci de acolo. Simți că e o mare descoperire în viața ta. Și acum revin la cele patru virtuți de care am pomenit și cum Maica Domnului odihnește și cum noi, învățând de la Maica Domnului în cheie pedagogică, putem să-i odihnim pe ceilalți. Și odihnindu-i pe ceilalți, în cele din urmă ne odihnim pe noi înșine. Adică ne așezăm, căpătăm o stare bună, o stare de tihnă care să fie favorabilă lucrării pe care noi o avem de îndeplinit. Așadar, smerenia mai întâi. Ce presupune această smerenie? Presupune să accepți, să primești din partea celuilalt ceva ce tu nu ai. Presupune să te vezi într-o ale tale și atunci când cineva îți adresează un cuvânt sau te îndrumă înspre o anumită direcție, să o primești ca pe o sursă de îmbogățire. Ceea ce nu ai, tu primești de la celălalt. Nu este motiv de frică când cineva te învață cum să faci lucrurile, când cineva te sfătuiește cum să faci lucrurile, ci dimpotrivă, este un motiv de reconfortare sufletească, pentru că ești capabil să înțelegi că tu până la urmă, în evoluția ta, poți să aduni mult și foarte mult și tot mai mult de la cei din jurul tău, care la un moment dat pot să-ți ofere ceea ce tu nu deții, poți să te învețe ceea ce tu nu cunoști, poți să te îndrume pe un drum de care tu nu ești sigur. Așadar, pe de o parte, smerenia înseamnă să fii capabil să primești ceva de la celălalt, iar în același timp să nu te grăbești în a te arăta în ceea ce ești tu sau ceea ce nu ești în fața celorlalți. În așa fel încât să-i dai spațiu celuilalt, ca celălalt să crească, iar tu să te micșorezi. Ce înseamnă acest lucru? Un om smerit
nu aduce vorba despre sine la oricare frază. Un om smerit îl ascultă pe celălalt în ceea ce el are de spus și de făcut. Un om smerit nu face tot timpul referință la experiențele sale ca și când le-ar da lecții celorlalți. Și înțelegem de aici acest raport, eu și ceilalți. Când vine vorba de ceilalți, disponibilitatea de a primi de la ei ceea ce tu nu ai, vorba despre tine însuți, să nu te grăbești, să te dai exemplu și să te faci prezent în oricare frază pe care celălalt o exprimă în dialogul pe care tu l-ai, în așa fel încât tu să fii etalon sau cumva sursă de lecție de viață pentru celălalt. Așadar, smerenia. Adăugăm ascultarea care vine în consecință sau oricum le-am luat, cele două sunt împreună. Ce presupune ascultarea în ceea ce îl privește pe celălalt ca să-l odihnești? În primul rând, cine ascultă de superiorul său, îl odihnește pe acesta. E limpede. Dacă Dumnezeu te-a pus să faci ascultare de cineva, e foarte important să se întâmple lucrul acesta așa cum poți, de bine. Și felul acesta proclami o realitate care este necesară pentru societatea noastră. E necesară o ierarhie. Cineva să dea misiune celuilalt și celălalt să asculte. Vedeți, în orice instituție se întâmplă așa. Când nu se realizează lucrurile în această variantă, este haos și nu sunt rezultate pe măsură. De pildă, în școală, dacă dascălul nu este ascultat de elev, dascălul nu poate să-și facă misiunea. Într-o întreprindere, dacă liderul nu este ascultat de angajați, lucrurile nu pot să meargă bine înainte. Când vine vorba, apoi chiar și de biserică, dacă preotul nu este ascultat, atunci viața bisericească nu poate să meargă înainte. Este nevoie așadar de acest principiu al ierarhiei care așează lucrurile într-o armonie și care face ca lucrarea pe care noi o avem de făcut să se întâmple în cele mai bune condiții. Și acum zic ascultare în sensul de celălalt. Ce presupune ascultarea când vine vorba de noi înșine și în consecință? Ascultarea presupune să îi dai întâietate celuilalt, dar apoi și celălalt are datoria de a crea o cultură a dialogului cu cei pe care îi conduce. Adică, iarăși zic, dacă e nevoie de un lider în orice instituție, e nevoie și de dialog, e nevoie și de un grup care să gândească prezentul și viitorul acestei instituții. Adică în sensul în care și cel mare, celui mare îi se cere să dea sens, să dea importanță celor pe care îi conduce, în așa fel încât rezultatele să fie de pe urma unui dialog al darurilor. Suntem mulți și fiecare cu darul său și dacă în acest dialog fiecare își aduce aportul său, atunci lucrurile pot să se întâmple iarăși în cea mai bună variantă. Așadar, ascultarea pe de-o parte presupune să dai întâietate celui care ți este superior, dar în același timp și o cultură a dialogului, adică fiecare să-și exprime rolul său propriu în ceea ce presupune viața comunitară. A treia virtute pe care am pomenit-o este discreția. Ce presupune discreția atunci când vine vorba de celălalt? Presupune să nu scoți în evidență toate vulnerabilitățile sale în așa fel încât tu să fii mai puternic decât el, să nu-l batjocorești. Ba chiar uneori să acoperi păcatele celui de lângă tine, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate, nu înseamnă să ascundem lucrurile care trebuie îndreptate, nici pe departe, ci înseamnă pur și simplu să-i dai un spațiu celui care este lângă tine, prin care și el greșește, ca și tine. Și mai degrabă, îngăduința aceasta pe care tu o ai și faptul că nu împroști cu mizerie pe o persoană sau alta, îl face ca acel om să se îndrepte și să se schimbe. Trăim într-o cultură a mizeriei. Uneori observăm lucrul acesta în sensul în care un rău pe care îl vedem se multiplică la nesfârșit pentru faptul că îl transmitem mai departe și într-un fel ne hrănim cu acest rău pe care îl vedem în jurul nostru. E foarte important uneori și când primim câte o informație murdară și nedreaptă sau oricum chiar pur și simplu murdară,
să nu o dăm mai departe, să întrerupem un ritm, o linie care ar face ca răul de acum puțin să devină și mai mare, și mai mare, și mai mare. Și mă refer de pildă chiar și la rețelele de socializare. E nevoie și de o înfrânare în sensul acesta. Să nu mai transmitem toate mizerile din lumea aceasta, otrăvind pe foarte mulți pe care îi avem în agenda noastră, otrăvind lumea din jurul nostru și într-un fel bolnăvicios. Să ne hrănim cu răutatea, cu răul, cu întâmplările nefericite ale altora din care să facem caz și pe care ziceam să le transmitem mult și foarte mult și foarte repede în vremurile noastre celor din jurul nostru. Așadar, discreția presupune să nu multiplicăm răul la nesfârșit, ci dacă se poate să-l vindecăm acoperindu-l pentru ca să rămână doar atât și să nu crească mai mult. Iar în ceea ce ne privește pe noi discreția, e foarte important să nu ne scoatem în evidență calitățile noastre. De fapt, criteriul autenticității unui om este tocmai acesta. Faptul că nu este în evidență, faptul că fuge, își face treaba foarte bine și apoi se retrage. Și e un criteriu prin care noi verificăm pe oricine, în orice domeniu ar fi, cu atât mai mult în biserică. Cine își face treaba cu discreție este omul lui Dumnezeu. Adică zic, își face treaba cum știe mai bine. I-o dăruiește lui Dumnezeu, se pune în slujba omului, dar apoi se retrage. Ca nu cumva să-și primească gloria lumească și să nu mai primească din slava lui Dumnezeu. Cine primește slavă de la oameni, e sigur lucrul acesta. Nu va mai primi slavă de la Dumnezeu. E nevoie și de alegere serioasă aici. Primim cinstea de la oameni sau primim cinstea de la Dumnezeu. Așadar, discreția în ceea ce îi privește pe celălalt, a nu multiplica răul, iar ceea ce ne privește pe noi, a nu ne scoate în evidență, ci a ne face treaba ca niște slugi netrebnice ce suntem, cum ar zice Domnul, care nu facem decât ceea ce ar trebui să facem. Iar cea de-a patra calitate a Maicii Domnului în această odihnă, în această paradigma odihnă, este blândețea. Ce înseamnă în primul rând blândețea în ceea ce ne privește pe noi? A nu ne mișca în slavă și în ocară. Adică să nu-ți crească inima prea tare atunci când cineva te laudă excesiv, dar și nici să nu te întristezi prea tare atunci când cineva te face una cu pământul. Sau cum ar fi spus vrednicul de pomenire, mitropolit Bartolomeu, când ești pe vârful muntelui, ai grijă să n-amețești, iar când ești în abis, să nu disperi. Asta înseamnă blândețea. Să ne vedem cu ale noastre, cu ceea ce suntem noi. Când e ceva bun în viața noastră, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Iar dacă e ceva rău în viața noastră, și oricum sunt foarte multe rele în viața noastră, să ni le asumăm, dar fără să disperăm. Pentru că Domnul a venit pentru noi, cei păcătoși. Dar aceasta este blândețea pentru noi. În ceea ce îi privește pe ceilalți, cum se arată un comportament al blândeții? Blândețea se vede mai ales prin îngăduință. Să nu fim niște observatori ai greșelilor celorlalți. Ca părinți, ca preoți, ca oameni obișnuiți. Să nu fim atenți la greșelile celorlalți în sensul în care de-abia așteptăm să-i vădim în căderea lor. Ci mai degrabă să fim îngăduitori, precum îngăduitori suntem cu noi înșine. Vedeți, acesta este și criteriul când zice Domnul să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Pe noi nu ne judecăm, pentru că ne este frică să ne judecăm, dar ne judecăm pe ceilalți. Ei, în sensul acesta, dacă pe noi nu ne judecăm, și putem începe de aici, e foarte important să nu-i judecăm nici pe ceilalți. Așadar, încercând o concluzie, voi spune lucrul acesta. Maica Domnului l-a odihnit pe Domnul prin smerenia sa, prin ascultarea sa, prin discreția și blândețea sa. Și pornind de la aceste patru calități, lecția la zi este aceasta, sau aș vrea să o exprim în felul acesta. Suntem chemați și noi să-L odihnim pe Domnul și să-L odihnim pe aproapele nostru. Prin smerenie, înțelegând ceea ce suntem cu toate ale noastre și acceptând că ceilalți din jurul nostru pot să aducă un mare plus în viața noastră, să fim dispuși să primim din partea lor cele pe care ni le transmit și cele pe care ne învață. Apoi, prin ascultare, să înțelegem că Dumnezeu așa a făcut lumea într-o ierarhie și să dăm cuvenita supunere celui care este pus deasupra noastră, respectându-l și susținându-l și în același timp creând o cultură a dialogului, fiecare participând cu ceea ce este el,
Să vă gândiți de pildă în orice comunitate cât de frumos este. Unul știe să facă ceva, celălalt altceva. Celălalt știe să spună așa, celălalt spune altfel. Și în felul acesta se realizează lucrurile într-o disponibilitate a dialogului. Apoi, în ceea ce privește discreția, să nu multiplicăm răul la nesfârșit pe care îl vedem în jurul nostru, în ceea ce îl privește pe ceilalți, iar în ceea ce ne privește pe noi, să nu ne dăm noi drept etalon, să nu avem pretenții mari în ceea ce ne privește pe noi, adică să vorbim despre noi cu sfială, cu sfială în ceea ce suntem și ceea ce putem să facem, iar în cele din urmă, prin blândețe, am zis, să nu ne mișcăm în funcție de ceea ce cineva ne spune sau ne arată că suntem, ci să fim noi înșine egali cu ceea ce suntem și cu bune și cu rele, iar în ceea ce îi privește pe ceilalți, să ne ferim în a fi observatori ai căderilor și al răutăților pe care aceștia le fac. În felul acesta intrăm în ceea ce înseamnă atmosfera sărbătorii, pornind de la chipul Maicii Domnului, chipul smerit, chipul ascultător, chipul discret, chipul blând. Admirând-o pe Maica Domnului, putem începe să o imităm în viața noastră. Amin.